Și acum de la copii drăgălași și mame drăguțe, trecem la niște lucruri așa mai serioase și mai dureroase pentru unii. Știm foarte bine că în Republica Moldova numărul fumătorilor crește pe zi ce trece. Și acest viciu, iarăși, din păcate, începe tocmai din anii de adolescență. Și asta e probabil că avem o legislație care permite, practic, persoanelor să fumeze absolut oriunde, aproape oriunde, și aici deja sunt afectați atât fumătorii cât și nefumătorii. Mai ales dacă e să mergem într-un local, atunci cei care trec cumva vrând nevrând prin sau cu acest viciu și trăiesc cu aceste efecte negative sunt, iarăși, chelnerii sunt cei care stau în local și, desigur, sunt persoanele, interpreții noștri, care merg și mai cântă așa din când în când, poate chiar și mai des. Desigur, despre cât de des cântă interpreții în locale și despre cât de des s-au confruntat ei cu această problemă ca să respire acel fum nociv al țigărilor, ne vor vorbi și invitații din această dimineață, care recent s-au alăturat și unei campanii de antifumat în localurile publice, la care partener media este și Moldova. Iar invitații din această dimineață sunt băieții de la Incuadro, și anume Andrei Țară-Lungă și Igor Pșenișni. Bună dimineața, băieți! Bună dimineața! Și bine ați venit! Bine v-am găsit! Bine v-am găsit. Așa, în primul rând, dacă v-ați implicat într-o astfel de campanie, da, îmi dau bine seama că nici voi nu mai fumați. Sau nu fumați, sau cel puțin nici acum. Nici nu am fumat, exact. Nici nu ați fumat? Eu personal nu am fumat. Eu, să-i spun așa, mai cochetez, dar mă strădui din toate puterile acum să las fumatul. Tu nu ai fumat niciodată? Păi, nu pot spune niciodată. Am încercat ca și orice adolescent, dar am lăsat la timpul potrivit, așa. Fără ca să devină o deprindere. Și acest lucru este foarte bine, dar dacă foarte bun chiar, dacă e să vorbim de localuri atunci, voi cât de des v-ați întâlnit cu astfel de situații când erați nevoiți să respirați acel aer, da, băxit așa cu fum de țigară? Problema e că la noi se fumează peste tot și oriunde nu te duce, ești expus acestui fum de țigară. Din păcate nu avem un cadru legal adecvat și respectiv suferă toată societatea. Ne dorim să schimbăm acest lucru. Da, dar există cineva în trupa voastră care fumează? Dar zis din când în când, așa. Cochetez și mă strădui acum să-l las, însă am o deprindere și nu e cea mai bună. Colegii te susțin aici? Mă susțin în a lăsa fumatul. Și de fiecare dată când au ocazia, mă înlătură de la locurile posibile unde aș putea să trag o țigărică. Deci când stabilim întâlniri, eu ca un nefumător insist ca să mergem în localuri unde nu se fumează. Așa, foarte bine, da, o inițiativă din partea colegilor chiar perfectă pentru astfel de acțiuni. Dar rar îmi reușește. Dar rar îți reușește, da? Ok, cred că aici ar trebui de lucrat un pic mai mult. Exact. Bun, pentru interpret, cum afectează țigara? Pentru că, nu știu, ar afecta așa vocea? Dacă tot continui să îți schimbă vocea, pentru că se spune că țigara ar putea să-ți îngroașă așa un în pic. În general, e greu de respirat. E greu de respirat. De respirat, da. Așa. Cred că se simte în timp oarecare schimbare de la fumul de țigară și dacă nu lovește, să spun așa, concret, atunci oricum vor fi schimbări în timp psihice, fizice. Și un interpret nu va putea cânta la capacitatea lui maximă. Dar nu putem vorbi doar de faptul că nu poți respira. Deci ține de sănătate și chiar să luăm artiști, interpreții, cred că ar fi fost bine pentru ei sau toată societatea, toate persoanele să se lase de fumat, pentru că merge vorba de sănătate, de aspectul legat de țigara în mână sau... Deci sunt mai multe probleme care creează această dependență. Ar fi bine pentru toți ca să nu mai fumăm. Dacă e să facem așa un fel de raport acum, unde sunteți mai des invitați? În localuri unde se fumează de obicei sau în localuri pentru nefumători? În localuri unde se fumează, dar... Păi sunt create zone pentru nefumători,
însă ele sunt practic nepopulate. Asta am vrut să spun, că spun... nu se simte diferența. Oricum, fumul de țigară pătrunde oriunde. Și voi, în urma acestei campanii, ați decis să nu mai acceptați astfel de invitații? Da, și îndemnăm și pe alții. Oricum, nu putem fi atât de fermi acum, după circumstanțe. Dar ne vom strădui să evităm asemenea localuri. Mai cu seamă ne-am dorit ca între timp să fie adoptată legea privind controlul tutunului, care prevede reglementări mai dure și cred că va fi totul bine. Da, dacă e să vorbim iarăși de fumat acum, puteți să ne spuneți această nouă lege care ar vrea fi implementată, și anume interzisul fumatului anume în spațiile publice, nici măcar afară, în stații de troleibuz. Da, în apropierea școlilor, așa, în apropierea spitalelor, interzicerea publicității la țigări. Deci e un lucru necesar societății. O societate prosperă trebuie să fie una sănătoasă, în primul rând. Deci, sunteți într-o totul de acord cu acest lucru? Exact, da. Și atunci unde credeți că ar putea să fumeze fumătorii? Pentru că acest viciu știm foarte bine că nu e atât de ușor să te debarasezi de el. Totuși, cred că vor fi locuri, să spunem așa, poate special amenajate pentru lucrul, dar sperăm să fie cât mai puține, totuși, poate să evităm. Organizațiile non-guvernamentale sau chiar cele ale statului vor iniția anumite servicii de consiliere pentru persoanele care fumează, deci ca să le ajute să se lase de fumat. Ar fi necesar, mai ales dacă vor fi amenajate anumite localuri, care sper să fie foarte puține. Deci e important ca politica care urmează să fie implementată să contribuie la reducerea numărului de fumători. Asta ne dorim. Tu, ca și nefumător, cel mai deranjant lucru pe care îl simți atunci când te afli iarăși în compania unor persoane care fumează, cam care sunt ele? Că nu pot face nimic. Absolut nimic? Păi n-am cui reproșa nimic, din păcate. Pentru că se permite și trebuie să suport. Asta nu-mi place, că un nefumător este pus în situația în care trebuie să aleagă localul în care să meargă, trebuie să caute. Deci totul este pe dos la noi, ar trebui să fie invers. Fumătorul să meargă liber oriunde, iar cel ce a ales să fumeze să fie, nu știu, intimidat, să nu-i fie create condițiile, ca într-un final să se lase de fumat mai ușor. Însă la noi vedeți cum e, țigările sunt accesibile, se vând oriunde, se fumează oriunde, deci e clar că cu timpul vor fi atrași. Multă lume va fi atrasă ca să fumeze și este greșit. Și aici tu nu vii cu vorbe precum că dacă voi băieți fumați și eu la fel mă voi simți, nu știu, prost, voi trăi mai puțin, adică... Da. Vii cu astfel de reproșuri? Exact. Și băieții ce zic aici? Mă ignoră. Este o vorbă din popor, să spun așa. O să-mi pară rău să mor sănătos. Știți, este așa. Nu, Andrei, sper să fie sănătos mulți ani înainte. Eu sper să mă las de fumat. Sperăm și lumea să înțeleagă că fumatul este dăunător. Atât, este demonstrat științific. Deci nu mai este nevoie de argumente și alte demonstrații. Este dăunător și atât. Lumea trebuie să înțeleagă. Din păcate, legislația permite. Sperăm că acest lucru să se schimbe. Așa, Igor, da, tu de cât timp începi sau încerci să te lași de fumat? De mult timp. De mult timp. Dar... Și așa mai nu reușești exact din motivul pentru că nu sunt create condiții. Deci, într-adevăr, condițiile în care ești limitat la un... Într-un aspect oarecare, cum este fumatul, atunci ai mai multe șanse de a lăsa, deci de a fi, spun așa, un motiv, țigările să fie mai scumpe. Da, exact. Dacă fumătorii ar trebui să facă anumite sacrificii pentru a fuma, cred că... Și totuși e nevoie de voință proprie, deoarece
Acum când suntem mai tineri, nu simțim aceste efecte negative. Eu aș avea o altă părere. Eu cred că fumătorii nu și-asumă conștientizat acest risc. Iarăși, pentru că în societatea noastră sunt promovate țigările, cum am mai spus, se vând oriunde, deci generațiile cresc cu ideea că fumatul este ceva firesc. Și asta e problema. Așa, Igor, da, tu crezi că dacă am mări accize și prețurile la țigări, nu știu, pe la vreo 100 de lei, de exemplu, atunci multor oameni ar fi mai ușor să se lasă de fumat sau totuși... N-ar avea încotro, deci avem o situație economică în țară nu prea bună, să spunem așa, deci nu fiecare își permite să-și cumpere țigări scumpe. Poate că o să crească vânzările la țigările mai ieftine, dar totuși păi trebuie să-ți cumpere toate. Să nu fii în genere țigărie. Să nu fii în țigărie, așa, toate peste 100 de lei. Eu aș mai adăuga, aș propune ca prin controlul tutunului să fie limitată și partida de țigări pusă spre vânzare. Adică de la 20 de țigări care sunt într-un pachet, la asta nu, te referi? Pachetul rămâne la fel, nu contează, dar deci nu... Importul. Da, nu se importă cât dorești, pentru așa. Că se fumează foarte mult. Să fie importate partide foarte mici. Și atunci, când nu vor fi pe piață țigări, respectiv... Bun, Igor, apropo, sau chiar și Andrei, de la un timp încoace, pe țigările, pe pachetele de țigări, pardon, sunt inscripționate, nu știu, anumite mesaje și anumite imagini, așa, mai negative, ce încearcă să vorbească despre ce ar putea să se întâmple unui fumător dacă continuă să facă acest lucru. Are aceste imagini, au un efect anume? Să vă spun direct, ca fumător, da? Deci nu atrag atenția. Nu a avut un impact oarecare prima dată, când deci a apărut aceste inscripții și careva de sene, cu toate că la noi nu se practică să tipărești pe imagini, da, doar despre anumite texte, anumite boli care pot apărea în rezultatul fumat. Deci a fost prima dată când am văzut, deci după asta nu m-am mai uitat ce mai scrie. Este... Deci nu dreptai ochii măcar. Și asta din cauza că în societate sunt mesaje ce țin de fumat controversate. Așa. Pe de o parte, țigările se vând, poftim fumați, se promovează foarte reușit și undeva acolo este un mesaj neînsemnat. Așa. Băieți, acum pe final, iarăși, un mesaj foarte rapid pentru toți fumătorii și ce încercați să schimbați. Cred că, dragi telespectatori, dragi prieteni, cred că am spus deja lucruri importante azi în emisiune. Mai sunt multe de spus, dar iarăși că fiecare își face decizia. Așteptăm cu nerăbdare să fie implementate noile reguli și atunci cred că se va reduce considerabil, sperăm, numărul fumătorilor. Așa. Andrei, Igor, noi vă mulțumim în principiu că v-ați alăturat acestei campanii. Iarăși, campanie care promovează interzicerea fumatului în localurile publice. Exact. Promovează modul sănătos. Așa, modul sănătos de viață organizată de Moldova 1. Acum, rămâneți, vă rog frumos, aici pe loc, pentru să vedem ce mai zice și colega noastră, Oxana.